Urșii se apropie tot mai mult. Un pui de urs a fost surprins în timp ce se răcorea într-un ștrand. Totodată a fost emisă o atenționare ro-alert. Conform mesajul.ro, un echipaj de jandarmi a fost solicitat să intervină vineri după amiaza, după ce un pui de urs a intrat în incinta a ștrandului Banfi din municipiul Toplița, informează libertatea.ro. Administratorul ștrandului a apelat în numărul de urgență 112, dar până la sosirea echipajului de jandarmi, puiul de urs a ieșit de la ștrand și a plecat cu ursoaica spre pădure. Potrivit Inspectoratului Județean de Jandarmi Harghita, ursulețul se afla în incinta ștrandului, în zona verde, iar ursoaica era după gard. Jandarmii au rămas în zonă și s-au asigurat că animalele sălbatice nu revin. În incinta ștrandului, dar și în apropierea acestuia, se aflau mai multe persoane. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Harghita a emis un mesaj ro-alert pentru a avertiza despre pericol, relatează mesajul.ro.